Mulțumim, vă mulțumesc și pentru această... Deci, eu nu știu, există ediție bilingvă. Da, există. Deci, Daniel Turcea, francez, nu? Da, da, francez. Da, nu știu. Da, așa foarte frumos. Da. Pe părintele Traian Zoltan l-am cunoscut, a fost îndrumător la o lucrare de gradul 1, dimensiunea comucească operei lui Daniel Turcea, și m-am bucurat și pentru inițiativa pe care înălțim Dumnezeu să ne ajute să o ducem la sfârșit, și anume inițiativa de a așeza o troiță pe mormântul lui Daniel Turcea. Nu? Este în desfășurare. Și m-a impresionat acest atașament pentru Daniel Turcea, pentru poezia lui Daniel Turcea. De aceea mă bucur că este prezent. Părintele este preot într-o parohie, de până l-am fost și eu la ajut, ieri. Așa, deci parohia Costișa cu Mocea este cam la cât de atât? 15 km, da. Deci parohia Costișa cu Mocea, dar un preot care iubește poezia și mai ales pe Daniel Turcea. Vă mulțumesc! Vreau să-mi încep cuvântul printr-o mărturisire pe care doamna Corina Negreanu, cea care, din binecuvântate pricini, în seara aceasta nu este aici. Am mesaj cu și părintele are mesajul la ei, pregătit pentru seara aceasta, pe care mi-a făcut-o, spunând că, după ce l-a citit pe Daniel Turcea, foarte mult timp nu a mai putut să citească nimic. I se părea sublim ceea ce citea. Fiecare cuvânt scris cu foarte mare grijă. Și am făcut această mărturisire și pentru a face legătura cu aceeași stare pe care acest poet a avut-o, aceeași înrăurire pe care acest poet a avut-o față de soția mea, Alina, care la fel a fost uimită citind și a avut o stare extraordinară citind versul acestui poet. Și a făcut un pas înainte, înscriindu-se la doctorat, sub coordonarea domnului profesor Mircea Popa de la Cluj, pe Daniel Turcea, ajutându-o cu materiale, venind și aici la București, în biblioteci. Așa am descoperit eu, ca să mă mărturisesc și eu cum l-am descoperit pe Daniel Turcea, prin intermediul soției, ajutându-o la lucrarea ei. Și mi-am dat seama ce bogăție extraordinară avem și că poate fi tratat nu doar din punct de vedere filologic, ci mai ales teologic. Și atunci m-am adresat practic profesor și mulțumesc pentru coordonare și îndrumare și am scris această lucrare. O să vă citesc mai întâi cuprinsul ei și pe urmă o să vă spun asupra aceea ce vreau să mă opresc, nu foarte mult, nu vreau să abuzez de răbdarea noastră. După cuvântul introductiv, are două capitole lucrarea. Capitolul 1, viața și trăirea mărturisitorului Daniel Turcea. În primul rând, copilăria și adolescența. Iar aici vreau să spun ceea ce un coleg de-al mamei lui, doamna Maria, profesor, a spus despre acest copil pe care l-a văzut când avea 7 ani. Un astfel de copil se naște odată la 100 de ani. Deci, era un geniu. Apoi, perioada studenției și apariția entropiei, întoarcerea la Hristos și nașterea Epifaniei. Nașul Epifaniei se consideră la preasfințitul mitropolit Bartolomeu Anania. Am pomenit și pentru profesor despre lucrul acesta. A fost minunat acea întâlnire cu Marin Breda. La întoarcerea la Hristos am 4 subcapitole. Perioada de dinainte întâlnirii cu Părintele Arsenie, providențiala întâlnire cu Părintele Arsenie Papacioc, perioada de după întâlnirea cu Părintele Arsenie și apariția Epifaniei, poetul, apostol și propovăditor al adevărului în apustul vieții pământești. Și aici am alte 6 capitole Mărturisirea fermă a ortodoxiei în fața profesorului Ștefan Baciu, de la Madrid, care îi tradusese în spaniolă Entropia și el a fost foarte supărat, pentru că simțea această carte ca o piatră de gât, ca o piatră de moară legată de gâtul lui. Și pentru că îl considera zen, budist, el a simțit nevoia să scrie o scrisoare în care să spună foarte clar că este ortodox și se bucură. Sunt ortodox și mă bucur. Exact așa i-a scris. Apoi Daniel Turcia față în față cu Guru Oniță, foarte interesantă și această întâlnire. Dorința poetului de a fi preot. S-a pomenit la un moment dat și de lucrul acesta. El provenea și avea în spate, și lucrul acesta nu este puțin, avea în spate o tradiție de peste 8 generații de preoți. Din partea mamei, ambii bunici erau preoți și pe o perioadă de 400 de ani s-a întins această tradiție, care, din păcate, a fost întreruptă de singurul băiat dintre frații mamei lui. A regretat el că nu a urmat și el calea aceasta, iar Daniel a vrut să renoade acest șir al preoților din familia lor. Din păcate, nu a mai reușit, dar slujește cuvântul lui, i-a slujit pământ prin cuvinte și slujește și în cerul. Apoi, crucea bolii dusă cu bucurie și posibila martirizare a lui Daniel Turcia. Se presupune și chiar sora lui exprimă la un moment dat această opinie că el ar fi fost otrăvit într-un fel sau altul de securitate, iradiat. Și boala aceasta care i s-a declanșat foarte subit și ciudat după ce s-a întors de la Sibiu, unde a susținut acest examen de admitere la teologie și unde a uimit comisia, deci el a fost un autodidact. În momentul în care s-a întors la Hristos, s-a dus la bunicul lui, la Câmpina și s-a întors cu 2 geamantane de cărți și a citit pe nerăsufrate. A citit tot ce avea și a făcut o solidă cultură teologică. Și a evoluat foarte ciudat această boală, care până la urmă l-a și răpus. Roade duhovnicești ale mărturisitorului Daniel Turcia, înveșnicirea poetului Daniel Turcia. Și aici aș vrea să mă opresc puțin mai mult, pentru că aș vrea să retrăim împreună ultimele zile ale vremelniciei și intrarea lui în veșnicie. Mai ales că suntem acum la 40 de ani de când s-a întâmplat. Poetul, apostol și propovăduitor ale adevărului din Biserica Biruitoare. Reeditarea Epifaniei în 1982 și 91, apariția cărții Epifania, cele din urmă poeme de dragoste creștină în 2011, iar la capitolul al 2-lea, miezul duhovnicesc al poeziilor lui Daniel Turcia. În primul rând, locul poeziei lui Daniel Turcia în literatura română și universală și recetarea critică a operei lui. Al doilea subcapitol, tematica universului poetic al lui Daniel Turcia, și avem aici grupat pe teme lumina, iubirea, pocăința, euharistia, care au comentat Părintele Teofan, învierea, în capitolul special rugăciuni, și aici fac o paranteză, foarte frumos, Părintele Teofan a spus că acea rugăciune poate fi citită de orice creștin ortodox după ce se împărtășește, iar în alta Sfântul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, când s-a lansat volumul Epifania la Iași, la un moment dat a spus: vă dau binecuvântarea mea, prin care puteți să înlocuiți orice rugăciune cu una dintre oricare dintre poeziile epifanice ale lui Daniel Turcia. Extraordinar! Alte teme duhovnicești. Apoi poezii dedicate unor persoane și momente importante din viața poetului. În primul rând, poezii dedicate Maicii Domnului, pe care a iubit-o foarte mult. Poezia dedicată Sfântului Simeon, noul teolog, cea mai lungă poezie a lui. Și el este, într-un fel, pe linia aceasta isihastă a Sfântului Simeon, noul teolog, a Sfântului Grigore Palaman, care l-am pomenit duminica aceasta. Poezii dedicate Părintele Arsenie Papacioc, poezii dedicate altor persoane, poezia profetică de evocare a zilei înveșnicirii poetului. O să ajungem și la ea când ajungem la momentul respectiv. Concluziile, bibliografia, cuprinsul și anexe. La anexe, înainte de a începe partea a doua, vreau să vă arăt și dedicația pe care, cu mâna lui, i-a scris-o prefericitul Iustin Moisescu. Pe unul dintre exemplarele volumului apărut în 1978, el a ținut foarte mult la prefericitul Iustin, pe care anul acesta biserica noastră îl omagează în mod special, pentru că el a inițiat colecția Părinți și Scriitori Bisericești, din care el și-a hrănit sufletul și și-a continuat formarea lui duhovnicească. Da, nu este lungă, o să și citesc. Prea fericitului Părinte Patriarh Iustin Moisescu, marelui teolog, adânc cunoscător al frumuseții patristice, omului de înaltă și aleasă cultură, părinte chemat și ales de Dumnezeu spre ocrotirea și creșterea spiritualității ortodoxe, forță cu adevărat de neînvins a acestui neam și a acestei patrii, cu adâncă smerenie, cu admirație și cerându-i arhierească binecuvântare, Daniel Turcea, București, 12 octombrie 1978. Am găsit acest volum la Mănăstirea Antină, căutând Epifania din 1978 și m-am bucurat foarte tare. Acum, revenind la ultimele zile ale lui Daniel Turcea, înainte de a începe, vreau să vă spun o realitate pe care noi în biserică o trăim la fiecare sărbătoare, la fiecare praznic. A fost praznicul Burevestirii. Într-o pară, praznicul spunem, astăzi este începutul mântuirii neamului omenesc. La Dumnezeu nu există trecut, prezent și viitor. Înaintea Dumnezeu este un veșnic astăzi. Noi retrăim în fiecare sărbătoare momentul respectiv. Și așa mă și gândesc și aș vrea să retrăim împreună ca o prăznuire, sau la un moment dat mă gândeam să spun așa, săptămâna mare a lui Daniel Turcea. Duminică, în acel an, 1979, când a plecat la Domnul, praznicul Bunei Vestiri a căzut duminica. S-a evocat deja momentul venirii Părintelui Sofian, nu mai insist asupra lui, după ce a plecat Părintele Sofian. Și-a exprimat uimirea în fața minunii care tocmai se întâmplase, mai presus de orice închipuire. Spune Daniel Turcea. Ăsta e spitalul CC-ului. A fost internat la Alexandru Sahia, unde inclusiv dictatorul Ceaușescu era internat, când avea probleme. Cât curaj a avut Ava Sofian ca să vină aici, incredibil, cu toate veșmintele și cu Sfântul Portier de la Antin. Vezi ce înseamnă să fii omul lui Dumnezeu? Iar în continuare, într-o maximă revărsare de recunoștințe pentru acest gest, cu o încărcătură duhovnicească inestimabilă, îi spune surorii lui ca ultimă dorință. Pentru că nu m-a lăsat, că m-a iubit atât de mult încât a făcut asta pentru mine, îi răspund la fel. Îl iubesc mai mult decât pe orice alt om de pe pământ. Mai mult și decât pe mama, se înțelege. Mama te-a născut trupește, dar duhovnicul de socoteală și l-a judecat pentru sufletul unui fiu duhovnicesc. Te rog din tot sufletul să-i spui asta lângă sicriul meu, la înmormântarea mea. Dorința a fost îndeplinită, iar Părintele Sofian a păstrat cuvintele mele de la Daniel în inima sa și m-a ajutat mult cu păstrarea manuscriselor și întotdeauna ne-a sprijinit în amintirea lui, spune Lucia Turcea, sora poetului. Aflând de iminenta plecare din viața aceasta lui Daniel Turcea, duminică, după amiază, au venit la spital pentru a-l vedea, citez, toți scriitorii, în frunte cu Eugen Jebeleanu. Și, în paranteză, era mare eveniment să se deranjeze Jebe pentru un coleg de casă. Nu le vedea nici colegilor să creadă așa ceva, erau uimiți. Fiind mulți, au umplut coridorul din fața ușii de la camera în care era Daniel. După ce au vorbit puțin și mai mult de complezență l-au întrebat cum se simte, răspunsul colegului lor grav bolnav și-a luat în pragul trecerii din viața aceasta în cea veșnică atât de tânăr, i-a luat prin surprindere. Cum să mă simt dacă l-am pe Hristos în mine? Cum aș putea să mă simt altfel decât fericit? Într-adevăr, era o minune. Chipul lui ilustra cele spuse. Era vesel și luminos la față. A vorbit apoi cu ei și și-au luat rămas bun. era vesel și scriitori au putut vedea un om care, mai ales, vorbește despre credință, pentru că ceea ce spune trăiește. Un aspect foarte important și demn de toată lauda reprezintă faptul că Uniunea Scriitorului a plătit toată spitalizarea și a făcut rost de acele citostarce foarte scumpe, astfel încât totul a costat în jur de 300.000 de lei, o sumă exorbitantă pentru veniturile modeste pe care le avea familia poetului. De asemenea, toate cheltuielile de mormântare au fost achitate de Uniunea Scriitorilor, care și-a îndeplinit reproșabil și această misie. În aceeași zi, poetul a avut o discuție personală cu sora lui, pe care o putem considera, fără îndoială, ca pe un testament verbal în care scrie, citez: eu vreau să se folosească de poeziile mele toți cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Spune fraților noștri, ar trebui să vă schimbați, ar trebui să-L iubiți pe Dumnezeu mai mult decât pe voi. Cea mai mare greșeală pe care o fac oamenii, asta este să iubesc pe ei, egocentrismul, mai mult decât pe Dumnezeu. Niciodată să nu-L lași pe Hristos întemnițat sub lespedea grea a mormântului inimii tale. Lasă-L să învie. Citește toate filocaliile pe Sfântul Ioan Damascin, pe Părintele Stănioaie. Citește zilnic din Psaltire și din Sfânta Scriptură. Important este să vrei să faci voia Domnului în orice împrejurare. N-a rămas nicio poezie neadresată lui Dumnezeu în epifania mea. Dumnezeu este Cel ce, dacă Îl vom iubi și vom sta sub Sfântul acoperământ al rugăciunilor Maicii sale, nu ne va lăsa niciodată să pierim. Crezi că El vrea ca oamenii să ajungă în iad? Nu! Ei se duc de bunăvoie, ca sărmanul Alexandru de aici. E vorba de un alt bolnav care a murit în crimă groaznică, culindu-L pe Dumnezeu. Iadul, după cum spunea Arsenie, este marea durere a lui Dumnezeu. Ceea ce ne cere El este la îndemână oricui. Orice om poate ierta din toată inima pe apărările lui, chiar dacă acestea ar fi greșit, i-ar fi și greșit. Numai să vrei și Dumnezeu va desăvârși voința ta. Nu-ți va da niciodată, sub nicio formă, mai mult decât poți duce. Am chiar citat. În cadrul acelei discuții, Daniel a dictat surorii lui 7 poezii, în vederea publicării lor în ziua înmormântării lui, ca o precizare importantă. Am vrut să se știe clar că eu am adresat numai lui Dumnezeu poeziile mele. Cunoscându-l foarte bine pe fostul ei coleg de facultate și bun prieten, dovadă fiind și faptul că a fost alături de el până la ultima clipă a vieții, doamna arhitect Mariana Antonescu credea că, citez, următoarea carte s-ar fi chemat Anastasia, Învierea. Daniel nu e viu, e înviat, de mult. Nu am văzut un om mai fericit, spune colega lui. Trecem la ziua de luni, 26 martie, care este marcată de 3 dorințe ale poetului legate de plecarea din această viață și de vizita părintului Arhimatite la Ion Argatu. Cea mai mare dorință a lui a fost ca trupul să-și aștepte obștească înviere în cimitirul mănăstirii Cernica. El ar fi vrut să se închilovieze acolo, dar nu era posibil pentru că erau reguli foarte stricte în privința vârstei celor care intrau atunci în mănăstire. După ce Ioan Alexandru, poetul și prietenul lui foarte bun, a aflat lucrul acesta, deși știa că are asigurat un loc de veci pe alea scriitorilor din cimitirul Străulești 2, citez, a ținut mult să-i îndeplinească această dorință și a reușit. Locul a fost cumpărat prin virament de Uniunea Scriitorilor. Următoarele 2 dorințe și le-a exprimat față de sora lui. Citez din nou. Cu toate că știu că n-ai cu ce, dacă te va ajuta Dumnezeu și vei avea vreodată în viață și vei putea vreodată în viață, fă-mi și mie o troiță de lemn. Te rog mult, vedeți, a rugat-o mult, să nu mă dezgropați nici la 7 ani, nici altă dată. Să rămân așa până la judecată. Aceasta a fost ultima lui dorință. Încheia citatul. Cu toate că cea de-a doua dorință visează în primul rând, dar nu exclusiv, familia, împlinirea ei ar putea fi realizată și de alte persoane care sunt impresionate de personalitatea și opera lui. Dacă va îngădui Dumnezeu, ne dăjduim ca de la pomenirea de 40 de ani a poetului mărturisitor Daniel de Turcia și până la parusie, mormântul lui să fie străjuit de o troiță din lemn. Lucrul acesta l-am scris anul trecut și după cum părintele m-a dat de gol, într-adevăr este în lucru această troiță care ne-am fi dorit să fie terminată și să o simțim mâine. Dar ne mai încearcă răbdarea Dumnezeu, dar ne dăjduim ca în cursul anului acesta, care tot anul este al lui, să ajungem și să îndeplinim și această dorință. Apoi a urmat vizita părintelui Hilarion Argatu, un eveniment. Tot spitalul a vuit după ce părintele Hilarion a fost acolo. În ziua de marți, în ajunul plecării la Domna Poetului, acesta și-a îndreptat gândul spre ceea ce a lăsat în scris pentru posteritate, conștient fiind că receptarea operei lui și mai ales efectul pe care îl va avea asupra cititorilor, lecturarea poeziilor, îi vor putea influența chiar și sentința de la Judecata Universală. Iar în ceea ce privește această opera lui, doar câteva cuvinte vă citesc și din introducerea la tematica universului poetic. Având conștiința nevredniciei, cu smerenie și-a înmulțit talanții, prezentându-se în fața mirelui cu chivotul ctitoriei sale, o măreață catedrală epifanică versificată spre cinstea și cămărirea cuvântului prin cuvinte. Eu așa văd pe Daniel Turci, acum vedem pictați pe voievozii noștri cu ctitorii, cu bisericile în mână, și pe el înaintea lui Dumnezeu cu pictoria lui cu Epifania. Și personal îl simt ca pe un sfânt mărturisitor, poate chiar martir, dar cel puțin mărturisitor. Și cine știe, poate că pe viitor biserica chiar îl va trece în calendar. Îndreptându-și atenția către cei mai mulți dintre scriitori pe care și-a propus să-i convingă de faptul că, citez, nimic nu este mai presus decât credința în Dumnezeu și să-i îndrume pe calea cea dreaptă, întrucât pe ei îi smintise mult cu vremea entropiei, după cum repeta adeseori, Daniel a dictat surorii lui cu limbă de moarte o listă cu vreo 25 de vii și 30 de adormiți, să fie pomeniți la Sfintele Mănăstiri, că erau colegii lui dragi de breaslă. Conștient fiind de faptul că de acum înainte nu va mai avea cum să-i ajute mai mult decât cu poezii mărturisitoare ale Epifaniei și cu rugăciunile înălțate din fața Sfintelor altare de slujitorii Domnului. Probabil că momentul cel mai delicat și greu pentru amândoi a fost, tot în acea zi, ultima întâlnire cu mama lui. De rămas bun și iertare reciprocă. Mamă căreia putem afirma, fără să greșim, că atunci a fost dat să trăiască durerea Maicii Domnului de la răstignire. Fără să-și o exteriorizeze, și-a ascuns-o în adâncul inimii rănite, deoarece, privind din exterior, totul s-a părut firesc. Aparent, mama a înțeles situația, însă ce era în sufletul ei, numai Dumnezeu și Maica Domnului știau. Și mama lui Daniel Turcea are chipul unei sfinte. S-a rugat îndelung, în genunchi, cu lacrimi pentru el și a văzut-o, în vedenie a văzut-o pe mama lui rugându-se pentru el. Atunci când, cum a venit părintele, s-a întors acasă de sora lui, nici nu recunoștea. Când a deschis ușa, n-a știut că fratele ei. Și el, fără să zică nimic, fără să dea bine, a intrat direct în casă. Iar s-a și spune, și cu arătarea asta de intră în casă, a dus direct, s-a așezat în genunchi în fața mamei și a stat sărutat în mâna, cerându-i iertare. Iar Părintele Stăninoae a vrut de asemenea să o cunoască și, chiar dacă era bolnavă, s-a dus și a fost iarăși o întâlnire extraordinară între ei și a exprimat Părintele Daniel era, nici se putea, era vrednic de așa o mamă. Miercuri, 28 martie 1979, este ultima zi din viața pământească a poetului Daniel Turcea. După 7 luni de zile de la descoperirea necruțătoarei boli, care l-a trimis foarte devreme la Domnul, la vârsta pe care și el a avut-o când și-a încredințat Dumnezeului suflet în mâinile Tatălui Ceresc, timp în care diagnosticul a fost schimbat de nenumărate ori, iar iminența morții era la ordinea zilei, a sosit și ceasul despărțirii de mult pătimitorul trup a sufletului său însetat de Dumnezeu, împăcat cu situația și bucuros că va merge acasă. Medicul de la terapie intensivă, unde poetul era internat atunci, a exprimat uimirea în fața acestui caz unic. Citez. N-am mai întâlnit niciodată un bolnav atât de grav ca Daniel, care să fie împăcat cu soarta lui, să stea liniștit și vesel, cât a durat calvarul lui. Infirmă orice diagnostic i-am pune. Corect, noi nu știm ce boală are. Nu știm cauza bolii. Din punct de vedere medical, nu se comportă conform simptomelor pe care ar trebui să le aibă. Apoi, iarăși, este foarte interesant cum a vrut să-și facă pentru ultima dată semnul Sfintei Cruci. Nu povestesc mai pe scurt, nu o să citesc tot, fragmentul e mai lung. Nu putea cu mâna dreaptă și s-a atras atenția, a fost chemat doctorul să-i scoată perfuza, să-și facă cruce. Și doctorul a spus, dacă eu scot, eu pot să fiu acuzat, că la un moment poate să moară. Când a aflat, dacă și-o scoate singur, îi se poate imputa că a vrut să se omoară el. Aflând cu acesta, cu foarte mare grijă, nu a vrut nici să se mai miște perfuza, nu cumva să se bănească care ar fi un gând de genul acesta. Și cu mâna stângă a făcut acest gest foarte, foarte greu. Și spune sora lui că după un gest atât de greoi, care părea că nu se va mai termina niciodată, a reușit să-și ducă mâna lui în toate cele patru locuri, care împreînchipuie semnul Sfintei Cruci. Și acum, fiți foarte atenți, mare mi-a fost mirarea când, peste vreo lună, am găsit între poeziile lui una intitulată Arhe, care evoca întocmai chiar acest moment. Și acum e citat din această poezie. Nu știam că o să moară într-o amiază fără nume. Pe la amiază. Dar când a scris cu câteva zile înainte, sau poate chiar mai mult. Când mâinile vor deveni atât de grele, încât până la frunte va fi o veșnicie de nestrăbătut. Aceste versuri le-a scris, repet, cu multe înainte de a se întâmpla și sau atât de ei. E ca o poezie profetică. Și am și zis, putem considera aceste versuri ca fiind profetice, scrise sub inspirația Duhului Sfânt. Tot în categoria vorbelor memorabile, putem încadra și câteva scurte îndemnuri adresate celor ce-l vizitau, folosind sub forma a poftecnelor părinților pustiei egiptene, pline de miez duhovnicesc pe care trecerea anilor nu l-a șters din memoria și inima prietenilor lui. Și ceea ce vă citez acum, am găsit în lucrarea doamnei Paula Sabău, despre Daniel Turcea, monografie, a scris și a lucrare de doctorat. El lucrează la Academia Română și este și profesoară, aici în București. Citez. Să facem tot ce putem pentru mântuire, să reducem cu toate nădejdea la Dumnezeu. Lucrul acesta l-a reținut Bucur Crăciun. Sau, nu mi-e frică de moarte, ci de unde o să ajung după moarte. Paul Gerasim. Aceste cuvinte, rostite pe patul de spital, dublate de regretul profund de a fi scrisă entropia, indică asumarea până în ultima secundă a unui mod de viață, pe de o parte, iar pe de altă parte, o sursă veridică a biografiei prin reconsiderarea Epifaniei ca pagină autobiografică. Am chiar citat. Pe la ora 13:55, mai precis, un efort supraomenesc a ridicat capul de pe pernă, ne-a privit atent și rugător, iar chipul lui liniștit s-a înflăcărat când ne-a spus, rugați-vă. Acesta fiind ultimului cuvânt pentru frații cuvântului, rămași se ducă în continuare lupta cea bună, luptă dusă și de el cu prisosință, dragoste și bucurie, și pentru care a plecat să-și ia una pregătită de la cel pe care l-a slujit. Monitorul aparatului EKG, la care l-a corectat, anunțat prin cunoscutul țiuit preunc și linia orizontală, încetarea bătăilor inimii lărgite, a celui care, citesc, s-a dus acolo de unde ființă și-a luat. Așa putem spune, după cum se arăta celor ce-l priveau și după atmosfera din cameră. Avea un tip senin, cu o bucurie duhovnicească aparte, întipărită pe el. O să vă mai spun doar și că la înmormântare, care a avut loc, după cum se știe, la Mănăstirea Cernica, a luat parte și cel pe care Părintele l-a evocat mai devreme, Preasfințitul Antonie Prămădeală. El a condus, a fost soția lui această slujbă, era atunci vicar patriarhal și nu doar el, ci au fost prezenți într-un impresionant sobor și pentru vremurile de acum de libertate, cu atât mai mult atunci, citesc, câțiva arhimandriți, peste 100 de preoți și 3 ierodiaconi. Fiind postul Paștelui, prezența tuturor clericii mi s-a părut incredibilă. am încheiat citatul. Toți erau în reverende și majoritatea aveau mitrahil, stăteau în naos, în dreptul strănilor și ținând de lângă catapeteasă. Soborul slujitor stătea pe solei. Singura absență notabilă a fost cea părintele Arsenie, care a fost bolnav, s-a simțit rău și nu a putut veni, dar a regretat mult asta. Aș mai vrea să vă mai spun și ceea ce consider a fi o minune că s-a petrecut atunci, și anume că la un moment dat un stol de păsări s-a ridicat de pe apă de acolo și a venit în jurul scriului și cu aripile lor aproape că atingeau pe cei care erau acolo și l-au petrecut până la mormânt. Și nu doar atunci, și ei mărturiau un călugăr de acolo din mănăstire, că timp de 40 de zile, până la pogorârea de 40 de zile, în fiecare zi veneau aceste păsări acolo. Și am găsit această meniune relatată și în viața Sfântului Luca al Crimeii, care la fel știm ce mare sfânt a fost și că a fost chirurg de renume mondial și care, mă rog, comuniștii l-au prigonit și ar fi vrut mormântarea să fie foarte rapid. Oameni foarte mulți s-au strâns acolo, au mers încet, vreo 2 ore a durat și la fel a venit un stol de păsări și la mormântarea Sfântului Luca al Crimeii. Și acest moment este foarte frumos evocat de domnul Sorin Dumitrescu. Și aș vrea să vă citesc, pentru că îmi place foarte mult cum spune la sfârșit. Încă n-a bagat nimeni de seama, corinștele desăvârșite se pogoară încet asupra lucrului. Ca din senințe, isca un șuierat, o adiere repede răcoroasă, care trezește și mișcă undele lacului încremenit, cât și frunzișul crângurilor torbite de ceață. Pâcla deasa cerului se sfâșie și ea într-o clipită, lăsând o lumină aurie, regală, să se îmbrăște asupra convoiului. În același timp, împlinind parcă planul unei regii transcendentale, din smârcuri se ridică stoluri albe de păsări sălbatice, fâlfâind jos de tot în dreptul căruțului, unele izbind ușor cu aripile bogate, creștetul capetelor noastre. Un freamăr de mirosuri proaspete stârnește între cosmosul insuliției. Cine să fi pus la care sărbătorescul acestui adio și cine este, de fapt, cel pe care curând îl va acoperi pământul și la care continuăm să ne gândim ca la Siosul Daniel? Și apoi, ce frumos! Îmi place extraordinar cum încheie. Oare acesta să fie protocolul dumnezeiesc pregătit poeților iubiți? Foarte! Și acum chiar o să închei. Înainte fac o scurtă paranteză despre un preot, la un moment dat, lungindu-se cu predica, se spunea, părintele a terminat, dar nu mai știe să se mai oprească. Sau alți preoți care la fel vorbea foarte frumos, dar mult, oameni foarte obosiți, au tot plecat reîmperând la treburile lor și a mai rămas paracriserul care i-a spus, părinte, nu vă supărați. Când terminați, vă rog să încuiați dumneavoastră biserica. Și atât. Deci chiar la pomenirea de 40 de zile a poetului, care s-a făcut de bunătate rânduiala și într-o atmosferă sărbătorească la Mănăstirea Cernica, fiind prezenți și de această dată foarte mulți scriitori la Agapă, pentru a scoate mai mult în evidență personalitatea celui pomenit, Părintele Nicodim Bujori, cel care a scris acatistul Sfântului Calinic, a făcut familie o propunere surprinzătoare. Vreți să mă considerați fratele vostru în locul lui Daniel și eu să mă numesc Nicodim Turcea? Pentru mine ar fi mare cinste, dar nu știu dacă mă primiți. Răspunsul a venit din partea Luciei, sora poetului. Părinte, este incredibilă cinstea pe care ne-o faceți. Cum am putea să nu fim copleșiți de o asemenea bunăvoință? Parcă mi se pare incredibil ce spuneți. Iar lămuririle le-a făcut familiei părintele în particular, risipind euforia, dar păstrând esențialul. Și cu acest citat, așa este și nici nu pot, că se știe că am spus acatistul Sfântului Ierarh Cernicanul. Am spus asta pentru bucuria momentului pe care îl trăim și am zis tare să aude toți ce frate aveți. Pentru că erau prezenți iarăși toți scriitorii acolo. Le-am spus scriitorilor să nu creadă că e glumă. A zis Părintele Nicodim cu mult curaj. Daniel este în veșnicia cea fericită. Ar fi bine să se gândească la el cu evlavie, dacă ce mai reține, să se roage la el, care i-a iubit atât de mult. Dar ce să faci? Numai cei ce sunt în consonanță cu lecturile lui îl pot înțelege. Cei care și în viață l-au înțeles, nu toată lumea. Ne dăjduim să le înțelegem și noi cât mai mult și să ne ajute și pe noi într-o mântuire personală fiecare dintre noi. Amin.